Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște, iubiți credincioși, așa cum cunoaștem lucruri pe pământ sau locuri, sau cum descoperim o lege și ne mirăm de felul cum funcționează și putem să o generalizăm și putem să tragem niște înțelesuri mai adânci din ea. Pe Dumnezeu îl cunoaștem doar în măsura în care El însuși ni se descoperă. Și de aceea de multe ori neputința omului, pentru că în mândria lui vrea ca El, iscoditor, cu mintea, cu puterea lui, să cunoască adâncul lucrurilor. Dar a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a te apropia cu inimă curată, cu inimă statornică în această dorință, cu inimă pregătită de adevăr și de iubire. Și atunci când inima este într-adevăr afânată de dorul de adevăr și de dragoste, Dumnezeu se descoperă omului și face minuni înfricoșătoare și transformă pe om. Dumnezeu s-a descoperit în chip minunat și în Vechiul Legământ. Atunci când Moise pe Sinai a văzut slava lui Dumnezeu, când s-a arătat El însuși poporului, fața Lui era luminată atât de puternic încât poporul nu putea să-L privească. Vedea pe chipul lui Moise o slavă precum fierul înroșit în foc, care devine El însuși în vârful lui asemenea focul. Și poporul se sfia să-L privească. Vedea în chip deslușit slava lui Dumnezeu. Și înțelegem că această putere a fost cea care le-a însuflețit pe Moise și a rămas El însuși precum stâlpul care călăuzea în chip minunat pe evrei. Moise a fost un stâlp înțelegător care le descoperea voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a transformat. Ce a făcut Moise? Și-a deschis inima cu râvnă și cu credincioșie, știind că Dumnezeu în care credea nu-l va zdrobi, ci îl va povățui la tot adevărul, că puternic este Dumnezeu să întoarcă spre bine toate încurcăturile omenești, toată neputința lui. În chip desăvârșit s-a descoperit Dumnezeu, luând trup din Sfânta Fecioară. Și Mântuitorul Hristos a petrecut în acest chip firesc între oameni. Nu doar că n-a zdrobit pe om, ci atât de firesc, în chip mângâietor. Apostolii se minunau de la zi la zi și în același timp vedea că Hristos petrecea, pe de o parte făcând semne mari, mergând pe apă, tămăduind, vindecând pe morți, pe de altă parte supunându-se legilor trupului omenesc și ciclicității acestei vieți. Și le spune Hristos, pe lângă predica de pe munte, fericirile pe care le cântăm și acum la liturghie, o altă fericire: fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, pentru că mulți proroci și drepți au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă ceea ce auziți voi și n-au auzit. Fericiți sunteți că vedeți și auziți în chip atât de deslușit pe Dumnezeu. Fericiți sunteți pentru că și alții au fost poate mai curați decât voi și mai puternici în credință și stăruință decât voi. Dar nu se plinise vremea atunci ca Hristos să se întrupeze. Nu se venise vremea descoperirii desăvârșite a lui Dumnezeu. Pentru aceasta sunteți fericiți. Și de câte ori Dumnezeu ni se descoperă, inima se umple de pace, de mângâiere și de adevărată fericire. De aceea iarăși le vestește Hristos apostolul că aceasta este viața veșnică. Și parafrazez, aceasta e fericirea pe care o căutăm, acesta e sensul nostru pe pământ, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Când această cunoaștere devine centrul preocupărilor noastre, când curățirea inimii devine centrul preocupării noastre, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, atunci viața noastră capătă sens, capătă putere, și atunci lupta noastră cu fiecare păcat, chiar și cu o vorbă de șartă, chiar și cu o mică bârfă de care ne îndulcim, chiar și cu o deșertăciune pe care ne-o îngăduim, atunci viața noastră va fi una atentă, una mulțumitoare, una care va înțelege tainele lui Dumnezeu. Dar când noi petrecem neînțelegători, bucurându-ne de multe ori de o bârfă, de o minciună,
de o înlesnire mai ușor decât alții, fugind de orice suferință, atunci, iată, pierdem printre degete aceste taine. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu este cea care, într-adevăr, umple viața noastră și pe aceasta, căutând-o statornic, o vom afla. Iată că astăzi Evanghelia ne pune înainte și o altă fericire. Pe de o parte, Hristos în viață le spune ucenicilor, fericiți ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Pe de altă parte, astăzi îi spune lui Toma, pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut? Doar văzându-mă ai crezut? Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Și dă să înțeleagă cuvântul acum că fericirea asta este chiar mai adâncă decât fericiți ochii voștri că văd. Adică tu ai văzut și ai crezut, dar mai fericit este cel care, fără să vadă, și-a umplut sufletul de credință și a înțeles puterea lui Dumnezeu, pentru că el va descoperi, cel puțin ca tine, Toma, sau mai adânc decât tine, puterea mea și lucrarea mea. Pentru că Dumnezeu însuși cunoaște gândul omului și sufletul omului și celui care se apropie cu credință puternică, puternică-i dă Dumnezeu. De aceea Evanghelia de astăzi ne este adresată și nouă, iubiți credincioși, pentru că și noi suntem chemați să împărtășim credința lui Toma. Și noi suntem chemați atunci când gândul nostru se poticnește precum al lui Toma. De ce îi se arată Dumnezeu de săvârșit? Doar aceluia și aceluia și aceluia și mie nu. Până când nu voi vedea și eu la fel, nu voi crede. Nu voi mai surgi lui Dumnezeu cu aceeași râvnă. Și noi poate suntem nedumeriți că unora le merge mai ușor. Că pe unii Dumnezeu parcă îi ajută mai degrabă. Le răspunde mai evident. Și poate și noi zăbăvnicește gândul. Și cuvântul care îi se descoperă lui Toma ne este pus înainte, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, că Dumnezeu fiecăruia la timp îi dă pe măsura încercării ce i s-a pus înainte. Dar Toma s-a rușinat atunci când îl vede pe Tomul venind și spune, adu degetul tău în coasta mea și pune mâna și nu fi necredincios, ci credincios. Și s-a rușinat Toma de necredința lui. Și în această rușine cu durere, precum odinioară Petru în urma lepădării spune, Doamne, Tu știi că Te iubești, o spune cu durere. La fel și Toma acum cu durere spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Evanghelia de astăzi ne este pusă înainte ca și noi să-L cunoaștem pe Hristos ca Domnul și Dumnezeul nostru și să credem în El. Și ne pune înainte duminica aceasta și model de om ca și noi, în trup ca și noi, cu o slujire lumească. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care a fost, am spune, în zilele noastre militar. La 30 de ani era deja tribun, mai târziu comite, adică o funcție foarte mare pentru vârsta pe care o avea. Tribun ar însemna un grad ca de colonel în zilele noastre, născut din părinți binecredincioși, tatăl său a murit când el încă era în tinerețe, mama sa a venit înapoi în Lida, născut în Capadocia, era în Lida în momentul în care i s-a întâmplat martirul, ținutul mamei sale. Iată că în timpul persecuțiilor începute de Diocletian, continuate de Galeriu, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, deși nu s-a arătat pe față imediat că este creștin, nu a luat imediat atitudine față de nelegiuirea ce se întindea amenințătoare, deși vedea amenințarea, a continuat să slujească în armată, nu s-a îndârjit înainte de vreme, nici nu s-a revoltat fără rost, dar în momentul în care prigoana împăratului era vădită și îi se cerea să ucidă pe creștini, în momentul în care orice gest ar fi însemnat, de fapt, o lepădare de adevăratul Dumnezeu, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a întărit și și-a vădit credința. Și a făcut semne și minuni mari în pătimirile pe care le-a avut de îndurat. Multe, precum erau în acel timp, suferințe primitive. Primitive, dar atât de dureroase și înfricoșătoare. Tras pe roată, împuns cu sulița, aruncat în fel de fel de lichide clocotitoare. Ulterior, de pildă la noi, la fenomenul Fitești, au fost suferințe mai rafinate, mai dureroase, care căutau
să schimbe cu totul mintea, să sărbătecească cu totul om. Și unele și altele cu neputință de dus fără harul lui Dumnezeu. Și Sfântul Gheorghe, fiind plin de harul și de puterea lui Dumnezeu, făcea minuni în mijlocul acestor încercări cu neputință de dus. Încât însă și părăteasa Alexandra, soția prigonitorului Dioclețian, văzând aceste minuni, s-a botezat și a fost ea însăși ucisă. Până acolo a mers întunericul stăpânirii acelei luni. Și Sfântul Gheorghe, în scurt, avea și el să fie martirizat și minunile pe care le-a făcut încă din timpul vieții, încă din timpul pătimirilor, s-au întins în toată lumea, pentru că multe sunt minunile pe care le-a făcut și după aceea. Nu întâmplător, el este luat ca ocrotitor de către ostași, este luat ca ocrotitor uneori de către țări întregi, cum este Anglia bunoară, de către orașe. Din secolul V el începe să fie foarte slăvit, Justinian cel Mare îi înalță o mare biserică și numele lui începe să fie cunoscut pentru tinerețea sa, pentru bărbăția sa, pentru mărturia pe care a adus-o dintr-o inimă ce a crezut cu adevărat în Dumnezeul cel viu. Și credința sa a devenit izvorătoare de putere și de mângâiere. În armată, unde se cere bărbăție și statornicie, pilda Sfântului Mucenic Gheorghe, ne gândim la Sfântul Ștefan cel Mare, care îl pusese pe stindar, pe steagul de luptă. Pilda lui era însuflețitoare. Și ostașii lui Ștefan, privind numai la steag, aveau încredințarea că Dumnezeu este cu ei. Și Sfântul Gheorghe le-a ajutat cu adevărat. Catedrala Mitropolitană poartă și ea hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și nu întâmplător, în centrul Iașului, suntem chemați să privim și noi, precum ostașii la steag, să privim și noi la icoana Sfântului, luptând astăzi, din fericire, de ani și ani, nu mai sunt războaie sângeroase, să ne păzească Dumnezeu, luptând acum cu tot păcatul, cu toată răutatea, cu toată necredința, cu toată delăsarea pe care o avem. Și în măsura în care vom înțelege biruința Sfântului Mucenic Gheorghe ca nefiind ușoară, va trebui și noi să avem această încordare, această tensiune de a-L mărturisi pe Dumnezeu atunci când stăruim să ne rugăm mai mult, ne ferim de o bârfă, ne ferim de o răutate, ne ferim de o minciună, ne ferim de a ne mai lăuda, de a mai atrage atenția asupra noastră. Venim în biserică și cerem ajutorul sfinților ca să ne sfințim noi înșine și ca cei din jurul nostru și ei împreună să se sfințească, precum spunem în biserică, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și noi suntem chemați să fim ajutor fraților noștri și ei nouă, ca să ne sfințim, ca să stăruim în adevăr și în înțelepciune. Astăzi se împlinesc 130 de ani de când catedrala a fost sfințită de către mitropolitul Iosif Naniescu. Construcția ei a durat mult, dar momentul sfințirii a fost unul de bucurie. Au participat atunci și Carol și Elisabeta, recii Carol și Elisabeta, care au ajutat ei înșiși. Și a fost atunci o sărbătoare a Iașilor. Pentru că, probabil știți, construcția catedralei a trecut prin multe încercări. La un moment dat, cupola cea mare s-a surpat. Asta a zădărnicit un timp lucrările. Veniamin Costache a avut o perioadă în care a plecat ca mitropolit și atunci lucrările au stagnat un timp. O nouă viziune arhitecturală a adus catedrala exact așa cum o avem astăzi și asta a dus puțin la tergiversarea lucrărilor. Acum 130 de ani, într-o zi de 23 aprilie, catedrala a fost sfințită de către mitropolitul Iosif Naniescu și nu întâmplător în această zi, pentru că și aici s-a văzut o biruință a credinței, o biruință a rugăciunilor Sfintei Paraschiva și a credincioșilor din Iași. Catedrala de astăzi are trei hramuri. Hramul istoric, întâmpinarea Domnului, la 2 februarie, hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie, când spuneam că a fost și sfințirea acum 130 de ani a catedralei, și marea noastră sărbătoare dragă a Sfintei Paraschiva la 14 octombrie,
pentru că mașele Sfintei Parascheva au fost aduse la catedrală după ce un număr mare de ani a stat la biserica a mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, unde au și fost aduse, biserică ce a rămas mică în fața mulțimii de credincioși care vin să cinstească și să ceară ajutorul Sfintei Parascheva. Așadar, iubiți credincioși, suntem în Catedrala Metropolitană, suntem în Catedrala de Suflet a Moldovenilor, numită Biserica Bisericilor, Biserica Țării, de multe ori. Suntem în această catedrală să ne rugăm Sfintei Parascheva cu credință, să ne rugăm Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ca să biruim toată răutatea sub picioarele noastre, precum Sfântul Gheorghe a biruit balaurul, pentru ca încă din această viață să-L cunoaștem desăvârșit pe Dumnezeu și să putem, într-adevăr, să ne minunăm de slava Lui și așa să rostim în aceste zile: Hristos a înviat!